Bună ziua, oameni buni! Așa cum v-am obișnuit, aș dori să vă prezint și astăzi ce probleme s-au discutat în Consiliul Local al municipiului Hunedoara. A fost o ședință extraordinară și am crescut bugetul municipiului Hunedoara. Practic de la aproximativ 198 de milioane de lei cât este bugetul municipiului Hunedoara, am ajuns în apropierea cifrei de 300 de milioane de lei. Cum a reușit acest lucru? Prin ceea ce am spus întotdeauna. Un oraș nu se poate dezvolta din taxele și impozitele cetățenilor, pentru că acei bani nu sunt suficienți. Ei sunt suficienți doar pentru a rezolva problemele de funcționare a orașului și atunci trebuie să atragi bani guvernamentali sau bani europeni. De această dată, bugetul a fost majorat prin atragerea banilor europeni, respectiv semnarea a două contracte, cele mai importante contracte din actuala administrație locală, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Este vorba de contractele care vor schimba, practic, fața municipiului Hunedoara, modernizarea transportului local, apariția a noi piste de biciclete, apariția stații de încărcare de biciclete, alei pietonale, tot ceea ce înseamnă planul de mobilitate urban al municipiului Hunedoara. De asemenea, am mai avut un proiect pe ordinea de zi, o asociere cu Consiliul Județean pentru a organiza împreună, în parteneriat, Festivalul Ioan de Hunedoara, festivalul medieval care s-ar găsi la prima ediție. Consiliul Județean a alocat o sumă de 200.000 de lei pentru organizarea acestui festival, iar noi tot 200.000 de lei, deci practic avem un buget foarte generos. Festivalul se va întinde pe parcursul a două zile. Ne propunem două grupuri țintă pentru acest festival. Grupul clasic, cel de la Castel, privind turiștii, care vor asista la două seri de operă. Noi am dorit să aducem opera de stat din Bulgaria și totodată celălalt grup țintă al hunedoreanului Jet Beget, care va asista la o seară de un spectacol. Sper că vom reuși să-l aducem pe Horia Brenciu în piața Regele Ferdinand, în fața Casei de Cultură, tocmai pentru a scoate în evidență și această importantă investiție pietonala Corvin și fântâna muzicală care a fost făcută în acest an. Eu cred că Consiliul Județean merită toate aprecierile pentru că este, iată, pe parcursul a trei ani de zile alături de primăria municipiului Hunedoara. Această asociere dovedește bunele relații pe care le avem cu conducerea Consiliului Județean și totodată mai subliniez încă o dată, Consiliul Județean a reușit să voteze indicatorii privind reabilitarea în totalitate a Casei de Cultură. Deci pe lângă festivalul medieval putem spune că suntem pe drumul cel bun și cu Casa de Cultură din municipiul Hunedoara. Termenul de așteptare este de aproximativ 2 ani de zile, perioada în care se vor parcurge absolut toate etapele, respectiv proiectare tehnică, respectiv execuție. Banii sunt. Sunt convins că acest proiect va fi implementat pe parcursul celor 2 ani de zile și va arăta foarte bine. Ca o concluzie, mulțumesc Consiliul Local pentru faptul că au aprobat rectificarea pozitivă a bugetului municipiului Hunedoara cu aproximativ 20 de milioane de euro, deci peste 90 de milioane de roni. Totodată a aprobat asocierea cu Consiliul Județean privind organizarea festivalului medieval Ioan de Hunedoara și mulțumesc Consiliul Județean și pentru acest lucru, dar și pentru faptul că au aprobat noi indicatori, acea sumă de 17,5 milioane de roni pentru reabilitarea Casei de Cultură din municipiul Hunedoara.